Noi, dragii mei vărsători, aceasta este talarea voastră pentru luna octombrie. Să vedem ce urmează pentru voi în această lună. Da, în octombrie. Pentru vărsători. Nu uitați că acest clip îl găsiți complet pe canalul meu de YouTube. Acolo unde sunt și celelalte sodii care vă interesează. Să vedem cărțile de tarot, da? Avem aici un 6 de bâte. Nu, 9 de bâte, scuze. 9 de bâte. Mă și miram că știam că n-arată așa 6 de bâte în acest pachet. 9 de bâte. Poate e ceva ce credeți că arată în alt fel. Poate faceți o confuzie în această lună, cum am făcut și eu din aur. Poate este vorba despre o confuzie. 9 de bâte, poate că aveți impresia că ceva s-a terminat, dar mai este, că e un nou acolo. Mai este, mai trebuie să lucrați la acel proiect, la acel lucru care vă interesează. Avem aici și spânzuratul, dar este o așteptare. Voi așteptați ceva în această perioadă, regina de bâte. Poate așteptați să vi se ia în calcul meritele, poate așteptați să fiți recunoscuți. Pentru ceea ce lucrați, pentru ceea ce munciți, așteptați să fiți, să primiți poate laude, să primiți o aprobare, am simțit să zic acum, să fiți recunoscuți, cum aș zis, pentru ceea ce lucrați, pentru ceea ce munciți în această perioadă. Mai este o carte aici, Asul de Cupe, poate și o iubire. Și la baza pachetului 3 de cupe, de sunteți susținuți, așa simt, de către prieteni, de către persoane importante, persoane apropiate vouă în această lună, în această perioadă. Să mai luăm și niște cărți de oracol de data aceasta. E o perioadă de așteptare, așa simt, flexibilitate, dar nu e o perioadă în care veți sta, adică trebuie să faceți ceva. Avem aici potențial. Potențial. E potențial în acea așteptare. Hai să mai amestecăm cărțile. În acea detașare, poate. Detașare, de ce nu? Avem aici iluminare. Cartea asta tot a apărut la voi în etalările mele pentru Zodia Vărsător. Nouă de bâte este și o carte care vorbește despre perseverență și... Avem aici binecuvântări, frumos. Sunteți binecuvântați și avem adevăr. Poate sunteți binecuvântați cu foarte mult adevăr în această perioadă. În luna octombrie sunteți făcuți să vedeți aceste binecuvântări. Poate trebuie să întoarceți puțin perspectiva. A căzut cartea cu potențial. Of. Nu-mi place când cad cărțile, dar n-am ce să fac. Mai cad și ele. Deci este foarte mult potențial. Potențial în această așteptare. Poate aveți de-a face cu cineva din zodia Pești sau din zodia Săgetător. Cu spânzuratul acolo, dar și berbec sau leu. De ce nu? Vă simt așa în mai multe locuri în această perioadă cu flexibilitate. Sunteți... Peste tot, sunteți prezent peste tot, veți fi recunoscuți, adică chiar simt asta cu regina de cupe, veți fi recunoscuți pentru faptele voastre, pentru ceea ce ați îndeplinit până acum, în ultima perioadă, pentru că regina de bâte, o simt aici foarte fericită, foarte dornică să primească poate și niște acțiuni. Poate așteptați ca cineva să vă ofere niște acțiuni. De ce zic așteptare? Pentru că aveți spânzuratul. Poate că unii dintre voi veți intra așa într-o perioadă de hibernare, într-o perioadă de autoconservare. Vreți să vă păstrați, poate, pentru următoarele perioade, pentru următoarea perioadă și... De aceea intrați așa într-o perioadă de izolare dorită, da, la modul acesta. Și cu potențial, este foarte mult potențial aici. Este potențial în această autoizolare, în această perioadă de reculegere, poate, pentru unii dintre voi. Dacă nu,
Este vorba despre așa ceva, pentru că mă atrage și partea asta, așa, razele soarelui care topesc toată această gheață de lângă această floare. Poate să fie vorba și despre faptul că voi ieșiți în această perioadă de izolare, se topește toată această zăpadă de lângă voi și ieșiți la lumină, ceea ce are mai mult sens așa, dacă stau să mă gândesc, pentru că după apare Regina de Bâte. Deci voi ieșiți după o perioadă de stagnare sau de izolare sau de încrâncenare cu nouă de bâte, de poate și de confuzie, cum a fost la început, cum am zis, ieșiți la lumină, se ivește ceva, este o portiță aici foarte luminoasă, mi-atrage foarte mult lumina în această etalare pentru voi și foarte interesant că avem iluminare la început corect, deci este o perioadă în care vă iluminați foarte mult mintea, vă faceți poate curat în mintea voastră. Poate că fix perioada asta de toamnă la voi se va resimți ca o perioadă de primăvară, că așa simte talarea aici la voi, ca fiind o perioadă de primăvară. Dacă nu, simțiți că vă regăsiți așa, în ceea ce spun eu acum, mie îmi place să ofer mai multe variante oamenilor care se uită la etalările mele, care până la urmă sunt generale. Poate să însemne, și aici e destul de specific, poate pentru unii dintre voi perioada primăverii de anul viitor, adică primăvara 2024, va fi foarte importantă. Și ceea ce faceți în această perioadă, ce faceți în luna octombrie, puțin și din septembrie, când postez eu încă este septembrie, puțin, așa, ultimele zile, contează foarte, foarte mult pentru lunile martie, aprilie, mai, da? Primăvara. Martie, aprilie, mai 2024. Va conta foarte, foarte mult ceea ce faceți în această perioadă. Deci fiți foarte atenți că s-ar putea să vă influențeze foarte mult acest lucru. Ceea ce faceți acum vă influențează, vă va influența foarte mult acea perioadă, acele luni de primăvară din 2024 de la anul. Cu nouă ăla de bâte. De aceea, nouă de bâte înseamnă perseverență. Înseamnă că mai e puțin până când termini o perioadă de acțiune. Am mai căzut o carte. Trebuie să o iau de jos. Ia uite, turnul. Se declanșează ceva în voi. Începe ceva în voi. Se deschide. Chiar e vorba despre deschidere, așa, se deschide ceva către voi, se deschide ceva în mintea voastră cu spânzuratul. Spânzuratul se conectează foarte mult cu energia pământului, de-aia asta, așa, trei de spade, da. Vă doare oarecum poate perioada asta de perseverență, poate unii dintre voi nu mai puteți, poate unii dintre voi trebuie să schimbați ceva, șase de cupe. Marea preoteasă, numai puțin, să iau și cartea de jos. Numai cartea de jos, care este puterea. Da. Puterea vine așa și susține tot ceea ce am zis până acum cu această perioadă de, nu știu cum să zic, de încrâncenare cu nouă de bâte, nu neapărat, de perseverență, de încetinire, am simțit să zic acum. Poate v-ați simțit încetiniți în această perioadă, poate și în octombrie o să vă mai simțiți așa puțin încetiniți, dar trebuie să aveți răbdare, perseverență, putere, de fapt, răbdare și putere să îmblânziți, poate, că avem aici puterea, dar ceva care îmblânzește acest leu, această putere interioară, să îmblânziți ceva în interiorul vostru. Cu trei de spade și cu iluminare. O etalare interesantă pentru voi, e ca și cum se iese la lumină. Ieșiți la lumină, ieșiți la liman, începeți să puneți cap la cap, să vă faceți ordine în gânduri, să vă faceți ordine în viață și să vă arătați din nou lumii. Dacă nu, mai trebuie să răbdați așa puțin sau să mai așteptați așa puțin. Pentru că lucrurile încep ușor, ușor să se înveselească, să se lumineze și pentru voi, să se lumineze ceva, se luminează ceva, se luminează o cale pentru voi și simt că se va lumina de la sine. Ok, hai să vedem și cartea asta.
Trebuie să am grijă cu cărțile astea, că unele sunt puțin explicite și nu mă lasă YouTube-ul. Avem chakra de bază, da? Nevoile voastre de bază sunt foarte importante în această perioadă. Iau și cartea asta, dar mai întâi mă uit la ea. Ok. Chakra inimii. Ești pe plan afectiv ceva aici, emoțional, care vă frământă. Avem prezență și la baza pachetului foarte multe chakre, da? Avem chakra celui de-al treilea ochi. Cămin, da? Adăpost, căldură, să simți că ești, uite, că ai grijă de tine. Ia uite, din nou leul. Intuiție. A cunoaște. Asta seama, încredere. Deci trebuie să ai încredere. Trebuie să ai încredere în proces. Trebuie să ai încredere în ceea ce simți. Trebuie să ai încredere în ceea ce ți se oferă, ce ți se transmite. Avem și o pasiune aici. Simt, uite, vezi? E interesant că nu știu cum să o iau neapărat. Trebuie să-mi confirmați voi. Simt că este mai mult că voi ieșiți la lumină. Simt că mai mult în voi se va naște ceva care să vă ofere foarte multă lumină. Mai mult decât invers, că ați trecut prin această perioadă și acum simțiți să vă izolați, să fiți într-o autocunoaștere, de ce nu, și să puneți cap la cap niște chestii și să vă faceți ordine în gânduri. Eu simt că este mai mult invers, că ați trecut sau treceți, chiar și în octombrie, treceți prin această perioadă de autocunoaștere, de adevăruri dureroase cu trei de spade, că iese o carte dureroasă, trei de spade aici, da, foarte multe gânduri care poate vă apasă, cu nouă de bâte, când se va termina asta, când se va... E ceva ce faceți, da? Ceva ce necesită foarte multă acțiune din partea voastră, de aceea aveți nevoie de foarte multă putere și să găsiți iluminare, să găsiți înțelepciune în ceea ce faceți, pentru că este ceva aici ce ține de înțelepciune și despre nevoile voastre de bază. Poate unii dintre voi faceți ceva, lucrați la ceva ce ține de satisfacerea nevoilor de bază. Sau dacă nu, trebuie să nu vă neglijați aceste nevoi și cu chakra inimii, cu turnul, cu spânzuratul și cu potențial, chiar dacă lucrurile se vor dărâma, se vor rupe în această lună, că probabil este vorba despre octombrie, dar nu ceva ce știți că nu ar avea cum, ci ceva ce știți că oricum este șubred și nu prea la locul lui, dar nu simt că este ceva așa foarte puternic. Ceva foarte important pentru voi, poate să fie și un proiect așa mai mic, la început de drum, atunci acele lucruri instabile, în ce voi le știați că nu sunt atât de statornice, se vor clătina așa, pentru că trebuie să facă loc acestui mare potențial. Muntele ăsta pe mine mă atrage foarte mult. Deci este un munte de potențial, e foarte mult potențial aici. Unii dintre voi poate călătoriți chiar la munte sau undeva într-o zonă în care este zăpadă sau poate trăiți într-o zonă de asta muntoasă și chakra inimii e 22, care este număr maestru și număr care face referire la arhitectul. 22 este arhitectul vieții. Este cel care construiește, cineva care o face într-un mod cât se poate de bine, de perfect, da? Arhitectul acestei vieți este 22 și trebuie să fiți prezenți. Trebuie să fiți prezenți, trebuie să continuați să fiți prezenți. Să fiți atenți, atenți, nu ăsta e cuvântul, să fiți atenți la ceea ce este în jurul vostru, la ce este în jurul vostru, că s-ar putea și ca în această perioadă să încheiați etape. Unii dintre voi, de ce nu, că până la urmă este luna 10-a, să încheiați etape, dar și să legați noi prietenii, noi conexiuni, interesant, ceva din trecut cu 6 de cupe. Orice ar fi, veți fi foarte recunoscuți pentru munca voastră în această lună. Veți ieși așa la balcon și veți fi admirați, ceva la genul acela, așa se va simți. Vă veți arăta, veți fi prezenți, veți fi în atenția publicului, veți fi în atenția oamenilor în această lună. E importantă și flexibilitatea voastră. Ia uite, 44, 22, este foarte mult în evidență, numere maestre. Deci, poate și vedeți aceste numere foarte mult în viața voastră în luna octombrie. Chiar și eu acum am văzut 44, că este etalarea voastră 14, 44, da, în 14 minute.
Cam atât am pentru voi, dragii mei. Ca zodii am zis berbec, leu, săgetător, pești, leu în mod special, leul este bun în evidență, pești și o zodie de aer, să zic, gemeni și balanță în mod special. Simt ideea de echilibru aici. Iar ca numere 2, 4, 14, 12, da, 12 octombrie, 1 octombrie, 4 octombrie, 14 octombrie, tot ce ține de 4 și 2, 20 octombrie, 24 octombrie. Și cam atât am pentru voi. O lună superbă vă doresc, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.